Una seara tuturor. N-am făcut niciodată subiectul sănătatea ochilor și de aceea în seara aceasta vom discuta despre cum să ne păstrăm ochii și frumoși și sănătoși și să vedem cum putem să facem acest lucru. Înainte de aceasta, haideți să discutăm un pic despre ochi, de ce sunt ei atât de importanți pentru noi și câteva curiozități despre ochi, pe care poate le știați. Eu, sinceră să fiu, când le-am căutat ca să le împărtășesc cu dumneavoastră, câteva dintre ele chiar nu le știam. De exemplu, pupila se dilată cu până la 45% atunci când privim persoana iubită. E un test important acesta. Cornea ochiului uman este asemănătoare cu cea a rechinilor, de aceea poate fi utilizată în intervențiile chirurgicale de transplant ca și material. Fiecare ochi conține 107 milioane de celule, toate fiind sensibile la lumină și la culoare. Unul din 12 bărbați este daltonist. N-aș putea să spun de ce acest lucru se întâmplă cu această frecvență la bărbați. Ochiul uman percepe doar 3 culori, roșu, albastru și verde, restul sunt doar combinații ale acestora. Ochiul uman are diametru de aproximativ 2,5 cm și cântărește în jur de 8 grame. Doar o șesime din globul ocular este vizibil, restul este în interior, în interiorul orbiculei, în interiorul capului, practic. Amprenta digitală conține doar 40 de caractere unice. Iar irisul 256 de astfel de caractere, de aceea s-a recurs la folosirea scanării de retină pentru măsuri de securitate speciale. Oamenii folosesc expresia cât ai clipi pentru că mușchiul ocular este cel mai rapid. O clipire durează între 100 și 150 de milisecunde, astfel că este posibil să clipim de 5 ori într-o secundă. Oamenii clipesc în medie de 17 ori pe minut, adică de 14.280 de ori pe zi și de 5,2 miliarde de ori pe an. Mă scuzați. Alte curiozități despre ochi. Aceștia pot procesa aproximativ 36.000 de biți de informație în fiecare oră. Ochii căprui, care sunt majoritari la populația întregului glob, sunt de fapt albaștri sub pigmentul de maro. Și există chiar o intervenție chirurgicală cu laser care poate transforma astfel ochii căprui în ochi albaștri. Ochiul uman se poate concentra pe aproximativ 50 de lucruri pe secundă. Imaginile pe care ochiul le transmite creierului sunt transmise cu susul în jos și așa se face proiecția pe creier. Fiecare geană are o durată de viață de aproximativ 5 luni. Maiașii credeau că oamenii cu strabism erau atrăgători și făceau eforturi și selecții deosebite pentru a se asigura că viitorii lor copii se nășteau cu strabism. Cu 10 milioane de ani în urmă, se consideră că toată lumea avea ochii căprui până când cineva a suferit o mutație genetică și s-a născut cu ochii albaștri. Asta înseamnă că oamenii care au ochii colorați, albaștri, verzi, împart astfel o genă comună cu omul cu primii ochi albaștri. Femeile clipesc mai des decât bărbații. Iridologia este acea ramură a medicinii alternative care ajută la diagnosticarea bolilor ca urmare a analizării irisului. Oamenii și câinii sunt singurele specii care pot citi intențiile unei persoane doar privind-o în ochi, iar în cazul câinilor acest lucru se întâmplă doar în relația cu oamenii. În jur de 2% dintre femei au suferit o mutație genetică în urma căreia au căpătat încă un rând de conuri pe retină. Ceea ce înseamnă aceste celule sub formă de conuri sunt cele care realizează vederea, de aceea femeile au câmpul vizual mai mare și ele pot vedea în mai multe culori decât bărbații. Ochiul uman poate face mișcări încetate doar atunci când urmărește un obiect aflat în mișcare. Pirații își acopereau ochiul
Nu pentru că neapărat avea unul lipsă, ci pentru a putea fi capabil să se adapteze repede atât la lumină puternică de pe punte, cât și în întunericul din interiorul navei. Niciun bebeluș nu respinge culorile atunci când se naște. Văzul se definitivează în jurul vârstei de 3 luni de viață extrauterină. Ochii încep să se dezvolte, au început să se dezvolte cu 55 de milioane de ani în urmă la primele animale ale globului pământesc. Ochii sunt activi 24 de ore, 7 zile pe săptămână, deci se înregistrează mișcări ale ochilor, inclusiv în timpul somnului, comparativ cu alte organe care au nevoie de timp ca acestea să fie active. Ochiul se vindecă foarte repede, având nevoie de doar 48 de ore după o zgârietură sau după o intervenție chirurgicală cu deschiderea ochiului. De fapt, noi vedem cu creierul, nu cu ochii. În cele mai multe cazuri, vederea înceasă sau distorsionată trebuie investigată foarte clar, pentru că este posibil să nu aibă legătură cu globul ocular, ci cu cortexul vizual din creier, deci cu partea din creier cu care noi vedem, cu partea de creier care ne decodifică informația preluată de ochi. Oamenii care orbesc, de aceea, pe parcursul vieții își mențin capacitatea de a vedea în vis, deși ei nu mai văd în viața de zi cu zi. Și ochii folosesc 65% din energia creierului nostru, mai mult decât orice altă parte a corpului. Și ideea este că ochiul este practic o prelungire a creierului nostru. Deci este foarte interesant acest lucru, că noi îl considerăm organ de simț separat, dar el face parte de fapt din sistemul nostru nervos. Care sunt factorii care influențează sănătatea ochilor? Păi, în primul rând, expunerea la monitoarele dispozitivelor electronice. În ziua de astăzi, când ești concentrat asupra sarcinilor pe care le ai de îndeplinit în fața calculatorului, există tendința de a clipi mai rar. Ochii sunt focusați pe un singur punct, iar mușchii oculari sunt în tensiune. Deși există ecrane cu protecție, totuși acestea emit anumite unde electromagnetice care pot influența negativ calitatea ochiului mai departe. Acestea se usucă mai repede. Spuneam că atunci când ești concentrat pe monitor, clipești mai rar decât de obicei. Fumatul este de asemenea nociv pentru ochi, nu numai prin fumul care vine la nivelul ochilor și este puternic iritant, dar fumatul afectează și sistemul circulator, ochii fiind puternic irigați de vase de sânge extrem de fine, dacă nu primesc oxigen și nutrienți de care au nevoie, încep să dea semne de oboseală. De asemenea, alcoolul consumat în exces, prin deficitul de proteine și vitamine B pe care îl generează, poate duce la scăderea vederii prin afectarea nervului optic și în destul de multe cazuri poate duce chiar la atrofierea nervului optic cu orbire definitivă. Părul de animale, praful și anumite cosmetice pot produce alergii oculare, care această sensibilitate poate fi dată de o disfuncționalitate generală a organismului și am mai discutat noi și cu alte ocazii în care spuneam că acumularea de deșeuri în organismul nostru deteriorează toate funcțiile organismului, iar priviți în spesă, aici pot apare alergiile și la nivelul ochilor. Utilizarea lentilelor de contact implică manipularea și depozitarea acestora în condiții speciale de igienă, dacă nu pot apărea efecte semnificative asupra sănătății ochilor. Apa contaminată din bazinele de înot poate produce înroșirea ochilor și poate, dacă nu este bine sterilizată, ca să zic așa, să ducă la afecțiuni bacteriano-virale ale ochiului. Pentru sănătatea ochilor, ce avem de făcut? Dacă suntem purtători de ochelari, să spălăm acești ochelari cu detergent de vase și nu să-i ștergem cu șervețelul.
De ce? Pentru că orice șervețel are fibre, fiind făcut din lemn, practic, hârtia, are mici striații care pot zgâria lentila. Noi avem aloe MPD pe care putem să-l folosim în diluție, putem îl avea în pulverizator, în pulverizator mic și să-l avem în poșetă și să ștergem ochelarii cu, apoi cu cârpiță specială. Nu numai morcovul ne protejează ochii, ci și alte elemente. În speță tot ce este intens verde ne este benefic pentru ochi. Că vorbim de spanac, că vorbim de avocado, că vorbim de brocoli, telină, pătrunjel, toate acestea sunt elemente nutritive speciale pentru sănătatea ochilor noștri. Dacă folosim picături de ochi, atenție, acestea se păstrează în frigider și au înscrise pe flacon durata cât pot fi ținute de la momentul desfacerii. Deci, practic, este stipulat pe flacon a nu se păstra de la deschidere mai mult de 7, 10, 12 zile. Fiecare tip de picături de ochi, fiecare colir are termenul lui de valabilitate. Lumina potrivită cititului este un factor important, deci să avem lumina care să ne facă o stare de confort atunci când citim. Dacă purtăm lentile de contact, este bine să ne examinăm ochii în fiecare dimineață, înainte de a pune lentilele și în fiecare seară, în momentul în care le dăm jos. De ce? Pentru că utilizarea neadecvată a acestora măresc până la 10 ori riscul de infecție oculare față de cei care nu sunt purtători de lentile. Consultul oftalmologic periodic, mai ales după vârsta de 40-45 de ani, este obligatoriu. Și dacă există senzație de uscăciune, roșață, arsură, înțepătură, orice modificare în văz sau în senzațiile pe care le simțim la nivelul ochiului, ar trebui să ne trimită la medic. Lentilele de contact se pun înainte de a ne demachia și se scot primele atunci când ne demachiem. Și să avem grijă la cremele pentru ochi. Am spus că în seara aceasta vorbim și cum să avem ochii sănătoși, dar cum să-i avem și frumoși. Și să ne examinăm cu ghilimelele de rigoare ochii și pe interior, adică avem nevoie de relaxare și de stare de bine, pentru că, așa cum spuneam, ochii fiind prelungirea în exterior a creierului nostru, orice stres este repercutat și asupra sănătății ochilor. Aici am pus pentru dumneavoastră câteva exerciții pentru sănătatea ochilor. Atunci când simțim ochii obosiți, este bine să facem câteva exerciții de ochi, privitul într-o parte și într-alta, sus, jos, privitul la rădăcina nasului și privitul în depărtare și apropiat. Sunt câteva exerciții de care ochiul are nevoie. De ce? Pentru că și ochiul, pentru a-și păstra mobilitatea, are mușchi și atunci orice mușchi trebuie exersat. De ce nu? Trebuie să ne exersăm și musculatura ochilor. Am pus această imagine efectiv pentru imaginea ca atare și nu neapărat pentru conținutul scris. De ce? Ca să scot în evidență că este important să consumăm legume, fructe, oleaginoase și că doar dacă ne uităm puțin, natura ne șoptește singură ce este bine pentru noi să mâncăm. În speță, morcovul în secțiune arată ca și ochiul cu iris, irisul ochiului, ceea ce sugerează de fapt că beta-carotenul care se găsește în morcov este unul dintre cele mai hrănitoare elemente pentru ochiul nostru. Și acum, pentru ochi sănătoși forever, ce putem să utilizăm? Păi, Abeta Care și Forever Vision sunt de elecție pentru ochi, pentru susținerea sănătății ochilor. Celelalte, prin îmbunătățirea structurilor vasculare sau structurilor nervoase care sunt prezente la nivelul ochilor, vin să ne ajute pentru păstrarea ochilor. Deci, respectiv, Absorbence, Forever Ginkgo Plus, Argi Plus, Forever Aloe Berry Nectar și Arctic Thin sunt elementele nutritive cu care ne putem păstra sănătatea ochilor. De ce Aloe Berry Nectar?
pentru sănătatea ochilor, pentru că, datorită surplusului de măr și merișor, avem un plus față de gelul de aloe vera simplu în ceea ce privește vitaminele A și C, care sunt de mare folos pentru menținerea sănătății ochilor noștri. Forever Vision este constituit dintr-un amestec concentrat de extract de afine negre, luteină și elemente obținute din fructele de pădure și caroten, respectiv zeaxantină și astaxantină, care sunt carotenoizi, elemente nutritive importante pentru menținerea sănătății maculei retiniene, adică acel loc unde se proiectează, adică acel loc din retina noastră unde se formează cel mai bine vederea. Luteina, de asemenea, este prezentă din numeroase legume și fructe și contribuie la protejarea retinei, iar extractul de afine asigură ceea ce se cheamă adaptarea, acuitatea vizuală, adaptarea la întuneric și la diverse variații ale, ale luminii. De ce? În plus, ameliorează și circulația sângelui la nivelul ochilor. Eu aici am făcut comparație cu un produs similar care se găsește în piața de suplimente alimentare. De ce? Pentru ca să demontăm acea obiecție că produsele noastre sunt scumpe. Produsele noastre sunt aparent scumpe. Observați, produsul acesta are ca ambalaj 30 de capsule pe ambalaj, dar se administrează 4-6 capsule pe zi, față de produsul nostru care are 60 de capsule pe ambalaj și este necesar să luăm 2 tablete pe zi. Deci, așa putem să ne dăm seama dacă produsele noastre sunt într-adevăr scumpe. Abetacher, vitamine A, E și seleniu într-o proporție deosebită. Pe, am făcut aici un calcul cât ar însemna dacă am luat din preparate diferite, pentru că un preparat tot atât de complex nu mai există ca acesta al nostru. Și, de asemenea, este bine să conștientizăm că produsul nostru nu este atât de scump. Vitaminele A, E și seleniu sunt necesare pentru sănătatea pielii, pentru sănătatea părului și a menținerii acuității vizuale. Este necesară vitamina A și vitamina E și seleniu, tot în aceste amestec sunt necesari pentru păstrarea echilibrului hormonal. Și, bineînțeles, au putere antioxidantă deosebită. De aceea însoțește întotdeauna programele de suplimente alimentare pe care este bine să le oferim persoanelor care au nevoie de antioxidanți, deci respectiv persoanelor cu boli autoimune, persoanelor care au diverse probleme de sănătate importante și care au nevoie de un plus de protecție antioxidantă. Vitamina C, stabilizată pe tărâțe de ovăz, pentru a avea o absorție foarte bună, este deosebit de importantă pentru sănătatea globului ocular, pentru sănătatea structurilor ochilor, dincolo de efectele sale antioxidante. Și aveți aici calcule cu o vitamină C retard de sinteză, care există în piața de suplimente și care, de asemenea, deși pare că are o cantitate mai mare de vitamină C, datorită faptului că nu este asimilabilă atât de bine ca și preparatul nostru, este mai scumpă, practic, din acest considerent. Spuneam că Ginkgo Plus ajută prin combinația sa unică de 4 plante chinezești la îmbunătățirea circulației cerebrale și a funcției intelectuale, extrapolând microcirculație, având și structuri nervoase extrem de fine și multe la nivelul globului ocular. Forever Ginkgo Plus este unul din suplimentele de care
categoric avem nevoie și în sănătatea ochilor. Am făcut aici un calcul apropo de alte formule de ginkgo biloba. De ce? Pentru că trebuie să reținem că produsul nostru Forever Ginkgo Plus, plus nu este doar o chestie de semantică, ci a fost pus pentru că preparatul nostru este pe bază de ginkgo biloba, adică alături de ginkgo biloba are și alte elemente nutritive care potențează cantitatea de ginkgo biloba de pe aceste conținute în aceste tablete. Eu am făcut calculul aici doar cu ginkgo biloba și cu ciupercile reishi pentru că fructele de schisandra și fotii nu am reușit să le găsesc sub forma unor suplimente. Și cu toate acestea, preparatul nostru este mult mai ieftin decât cele două ingrediente pe care le-am comparat. De asemenea, este benefic pentru sănătatea ochilor, datorită conținutului foarte mare de vitamine, de aminoacizi, de bioflavonoide pe care îl conține și anume Forever Lithium Plus. Și aici am făcut un calcul adunând sedimentul uscat de lithium, pentru că sub formă tabletată nu există niciun supliment în piața de suplimente, și tabletele de extract de lemn dulce. Am ieșit la valori mult mai semnificative decât la costurile pe care le avem la Lithium Plus. Forever Ginkia, l-am adăugat și pe el în sănătatea ochiului, pentru că conține elemente de tip tonic și în special tonic nervos, reprezentat de ginseng, alături de extractul concentrat de chia auriu, chia, chia, cum doriți dumneavoastră să-l pronunțați, care conține vitamine și minerale, lipide vegetale, acizi grași, polinesaturat și care din acest considerent sprijină și susține tot ce înseamnă circulație și microcirculație, ori noi la nivelul ochilor avem și microcirculație. Un alt element nutritiv important care reglează procesele inflamatorii și vine să completeze structura corectă fosfolipidică a celulelor noastre este reprezentată de Forever Arctic Sea. Acest preparat reechilibrează echilibrul pro-inflamator-antiinflamator, care la omul modern este de 1 la 24, în favoarea omega-3, care este absolut necesară pentru sănătatea tuturor organelor și sistemelor noastre. Doamna Mesa, Lithium Plus se poate lua, bineînțeles se poate lua, este un element nutritiv extraordinar, două tablete pe zi este absolut suficient pentru menținerea, una, două tablete pe zi pentru menținerea sănătății. Să revenim la omega-3, la Forever Arctic Sea. Ce este important la un preparat de omega-3? Calitatea acestuia și certificarea pentru ca aceste preparate să nu fie contaminate cu metale grele. La acest produs avem 46 de teste cantitative și calitative cu proces brevetat de eliminare a posibilelor contaminări și am făcut aici o comparare de preț cu alte preparate de omega-3 de calitate bună, deci comparabile ca și calitate cu produsul nostru și ne situăm undeva mediu spre prețul mic al acestora. Datorită beneficiilor speciale date de amestecul celor trei grupe de elemente nutritive din Argi Plus, respectiv L-arginina care construiește, amestecul de fructe care curăță și complexul de vitamine care sunt folosite ca și catalizator, Argi Plus, susținând în mod deosebit microcirculația pe de o parte și susținând activitatea sistemului nervos, este de foarte mare ajutor și pentru sănătatea ochilor. De aceea nu trebuie să lipsească și de aceea și este pus în pachetul Vital 5 alături de Forever Arctic Sea. Aici avem comparare de preț
alte preparate, deci practic ce conține produsul acesta, ce conține Argi Plus, dacă l-am luat bucată cu bucată și am reconstituit aceste minunate elemente nutritive complexe pe care le găsim în acest preparat, ar trebui să dăm undeva aproape de 3 ori mai mult decât avem noi ca și costuri în compania noastră acest produs. Și pentru că am spus că vorbim nu numai de sănătatea ochilor noștri, dar vorbim și de frumusețe, avem un preparat cu adresabilitate strict asupra, un preparat cosmetic, care îl avem strict cu adresabilitate asupra frumuseții ochilor. Mai putem să dăm și Nurturing Serum din gama Sonia, mai putem să mai dăm și Alpha E Factor în jurul ochilor, dar în mod deosebit, Alluring Eyes este cel care restabilește frumusețea ochilor. Având gel stabilizat de aloe vera, care este agent natural de hidratare și de nutriție a pielii, trigliceridă caprică, care este un agent emolient natural obținut din ulei de nucă de cocos și hidratează fără să lase urme grase. Avem ester de jojoba, care sunt agenți emolienți obținut din uleiul de jojoba și asigură o hidratare excelentă și conferă finețe texturii produsului atunci când îl aplicăm. Glicerina, care este un agent umectant și care contribuie la reținerea apei în tesuturi. Squalene, care este un agent emolient nutritiv și hidratant, care nu lasă urme grase, dar reduce aspectul ridat și deshidratarea cutanată. Hialuronatul de sodiu, unul dintre cei mai eficienți agenți de hidratare, care, datorită proprietății sale de a lega molecule de apă, ameliorează supleția și elasticitatea pielii, reducând semnele de îmbătrânire, cearcănele, pungile, edemul și, în final, formarea zidurilor. Tocoferol, adică vitamina E, precursor de vitamina E, care înmoaie, catifelează și hidratează epiderma. Practic, Alluring Eyes, cu toate aceste ingrediente minunate, se constituie într-o cremă revitalizantă pentru conturul ochilor. Este un produs modern creat pentru a diminua cearcănele, ridulele și ridurile în formare. Conține ingrediente capabile să amelioreze supleția și elasticitatea epidermei și prin aceasta reduce ridurile și ridulele. Vitamina E contribuie la refacerea stării anterioare din regiunea periorbiculară și contribuie la diminuarea pungilor și edemelor din jurul ochilor. Așa că, cu toate aceste noțiuni, cu certitudine, veți avea ochi și mai sănătoși, și mai frumoși, și mai tineri pentru mai multă perioadă.